Epitetul. Material pentru clasa a șasea. Să citim împreună următoarele versuri preluate din poezia O noapte de George Topârceanu. Sclipesc fulgere repezi pe cer întunecat, cum gândul repezi noaptea din suflet mi-o străbat, și tunetul s-aude gemând în depărtare, cum geme într-al meu suflet eterna disperare. Bătut de vânturi, codrul pustiu și jalnic sună, furtună e afară și în pieptul meu furtună. Observăm în versurile citate anumite cuvinte marcate aici prin culoare, și anume repezi, întunecat, eterna, bătut de vânturi, pustiu și jalnic. Care crezi că este rolul acestor cuvinte? De ce sunt ele folosite? Îți las timp de gândire. Remarcăm faptul că aceste cuvinte au rolul de a oferi anumite trăsături, anumite însușiri ale substantivelor pe care le însoțesc. Putem spune că prin acestea sunt atribuite anumite însușiri substantivelor. Dar nu orice fel de însușiri, ci însușiri deosebite. Fulgere repezi, cer întunecat, eterna disperare și așa mai departe. În plus, dacă urmărim cu atenție, de exemplu în structura eterna disperare, acest cuvânt eterna are rolul și de a accentua ideea transmisă, de a preciza starea sufletească a eului liric. Aflăm astfel ce este epitetul. Epitetul este figura de stil care constă în atribuirea de însușiri deosebite, neobișnuite unor lucruri, ființe, fenomene ale naturii sau acțiuni, prin intermediul adjectivului sau al adverbului. Prin atribuirea acestor însușiri sunt transmise sau accentuate anumite idei. În poezia dată, în versurile citate, aveam următoarele epitete. Repezi, din structura fulgere, repezi. Întunecat, din structura codru întunecat. Repezi, de data aceasta, din structura gânduri repezi. Eterna, din structura eterna disperare, un epitet antepus. Bătut de vânturi, codrul, un alt epitet antepus. Și nu în ultimul rând, pustiu și jalnic, acest epitet dublu, din structura pustiu și jalnic sună. Prin toate aceste epitete sunt atribuite însușiri deosebite, dar sunt transmise, accentuate și ideile din poezie. În continuare, îți propun să aprofundăm epitetul, să vedem și alte exemple. În primul rând, avem două versuri din poezia Gerul de Vasile Alexandri. Gerul aspru și sălbatic strânge în brațe cu jelire, neagra luncă de pe vale care zace în amorțire. În aceste două versuri există două epitete, epitetul dublu aspru și sălbatic, referitor la ger, și epitetul cromatic neagra, din structura neagra luncă. Citesc din poezia Cântec de primăvară de Ștefan Octavian Iosif, visă-mi bați iar în fereastră tânăr soare auriu. În aceste versuri există două epitete, tânăr și auriu, ambele referitoare la soare. În primul rând, un citat din România pitorească de Alexandru Vlahuță, răsare soarele scânteietor din geana depărtată a mării, razele aștern brâie verzui, galbene și roșii, pe întinsul neteziș al apei. În acest fragmentel există două epitete, primul scânteietor din structura soarele scânteietor și epitetul multiplu verzui, galbene și roșii. În final îți propun o activitate individuală. Citește cu atenție cerința și rezolvă exercițiul. Spor la treabă!